Gloria Buzău a făcut un pas greșit în etapa a doua de play-out, care complică serios soarta formației din Crâng în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Trupa buzoiană a pierdut cu scorul de 0-2 pe terenul formației CS Balotești. Golurile ilfovenilor au fost marcate în minutul 39 prin Antoche și minutul 76 prin Băftoi. La finalul meciului, oficialii Gloriei au acuzat arbitrajul, vizate fiind două faze în care, spun ei, ar fi trebuit să beneficieze de lovituri de la 11 metri. În urma acestui rezultat, atât adversara de sâmbătă a Gloriei CS Balotești, cât și Rapid Suceava s-au apropiat de gruparea buzoiană la un singur punct. Astfel, Gloria continuă să ocupe locul 2 în play-out cu 16 puncte, cu doar unul mai mult decât rivalele sale la salvarea de la retrogradare, Rapid Suceava și CS Balotești. Situația Gloriei este complicată nu doar din cauza declarării falimentului societății Fotbal Club Gloria Buzău, ci și a faptului că tehnicianul Gloriei, Ion Viorel, a intrat în cursa electorală pentru primăria Buzău. Astfel este lesne de înțeles că în perioada electorală va fi neglijată activitatea la club. Pentru fotbaliștii buzoieni urmează două meciuri la rând pe stadionul din Crâng. Următorul meci al Gloriei este programat sâmbătă de la ora 11, împotriva grupării Rapid CFR Suceava.